A, nu las, nu las să supra-solicite. Doamnă Jolnăr, încercam în spatele camerelor, în momentul în care Viviana să vorbea despre horoscop, să fac atentă toată echipa la mine. Dacă se poate să mă reproduci puțin, cum fac? Nu, bursucul în momentul în care nu are camera pe el... Da, când are camera pe el, când nu-i... Are două variante, el funcționează pe două... Dar ridică-te, dragul meu, Mihai Degu. Bă, nu de aici, pune, de aici, că de aici faci, știi? Prima dată când nu-i convine ceva, iar noi nu putem să vorbim în direct cu regia, că s-ar auzi și am stricat berbecul, am stricat horoscopul. Și bursucul e acolo, că nu-l aude nimeni, că oamenii de sus, de la regie, mai apasă pe butoane, mai comunică, mai vorbesc, au treabă. Iar bursucul e aici. Asta e varianta nervoasă. Da, asta e varianta nervoasă. Când se întâmplă ceva. Își dă ochii peste cap, se uită la mine și dintr-o dată... Credeți-mă, oamenii de acasă, vă jur, încercați. E mai greu să ții pe interior, pe liniște, decât pe exterior. Că dacă ții pe exterior, te descarce. Bă! L-ai eliminat. Dar când ții pe interior, băuși, când faci... Credeți-mă, ți se încordează toți mușchii. Se dar activează niște vene... Că cei din regie nu-l văd pe bursucul, dar eu îl văd de fiecare dată și mi se pare că eu greșesc ceva și totdeauna stau cu emoții. Aia, are dreptate Viviana, de multe ori eu sunt la mâncărică, ea e la horoscop și nu știm lângă cine mine a greșit în această emisiune. Iar al nostru e... Mai este varianta calmă în momentul ăsta, Viviana spunea horoscopul și eu făceam de-astea. Hey, ca la avion. Ca la avion, mă vede cineva și la un moment dat s-a auzit. Ce? Și am încercat să-i spun doamnei noastre producător următorul lucru pe care am să-i spun în direct. După emisiune, dragi colegi, ieșim și noi la un suc? Asta vă întrebam. Asta era problema. Iar ei săraci ieșeau... Deci, Ana, deci eu făceam? După emisiune, ieșim și noi la un suc? Cam bancul maestrului pare. Ana spunea, ce vrei să ieși din emisiune? S-a întâmplat ceva? Nu. Bun, deci întrebare, colegi, mergem la un suc? Răspuns? Da, da, iau, perfect, mergem, bravo! Mergem. Aplauze, bravo, bravo! Mai ales că noi, de exemplu, am putea merge la un suc față de domnul Sorin Oprescu, care nu poate merge la un suc pentru că e puțin ocupat, dacă mă înțelegeți, l-au reținut. Doar că astăzi, și că află dacă va fi eliberat, ieri trebuia să fie dat verdictul, au stat judecătorii, 6 ore s-a analizat și au pus, cum stăm noi pentru emisiune, 6-7 ore, ne punem mintea la contribuție, ne adunăm informații. Conexiuni, sinapse, vințul de sus cu vințul de jos. Da, și după 6 ore au spus, mai e prea mult, las-mă mâine. Lasă-mă, vedem dimineață. Și acum reanalizează situația și astăzi se va decide dacă domnul Sorin Oprescu ar putea fi eliberat din închisoare de către judecătorii de la Atena. Foarte important de precizat că domnul Sorin Oprescu a și contestat măsura de arestare preventivă și astăzi se va lua în considerare și această contestație și dacă va fi extradat. Da, deci, domnul judecător pot decide ca domnul Sorin Oprescu să rămână în arest, dar în Atena, sau să fie extradat. Poate iese cu noi la un suc. Sau, vorba aia, poate iese cu noi la un suc. Cum ar fi să stăm liniștiți pe la 2-3 să mă întâlnesc cu fostul primar general al capitalei, domnul Sorin Oprescu? Ce faceți, băieți? Face băiatul cinste că a venit direct din Grecia. Și să ne zică sucul nu e bun, mă, copii, care că el e și doctor de meserie, da. Nu? Auzi, dar ar fost mișto să întâlnească fetele cu el când au fost în Grecia. Domnul Oprescu, de când vă căutăm pe matinal? Tot am zis de dumneavoastră. Am și o veste bună, domnul Bursucu, tot am vorbit săptămâna trecută că se întâmplă lucruri frumoase în educație, evoluăm, cum s-ar spune, fără teze obligatorii și fără medii semestriale pentru elevi. Noi schimbări în educație au fost anunțate de ministrul Sorin Câmpeanu. Mă, știți dumneavoastră, domnul Bursucu, dă pe vremea ma tale, când se dădea teza la final de semestru. Nu știu, eu nu am dat. N-ai prins teză, eu doar am luat. Ai luat teze? Nu, am luat notele la teze. Păi și... Eu aveam o colegă să-i dea Dumnezeu sănătate și măiculița domnului poate să uită la noi, Florentina. Dădea Dumnezeu, că Doamne ajută! Băi, scria, era cea mai deșteaptă din clasă, deci nu exista. Și mereu stătea, adică mereu, eu mă așezam în spatele ei. Strategic. Și îi spuneam, Florentina, dar nu e că eu nu copiam să mă chinui, să-mi rup gâtul, să... Îi spuneam frumos și respectos, vrei să duci o viață frumoasă de acum încolo? Da. Bravo, scrie la 2 teze. Ca să nu vă spun că într-o zi, mamă, nu v-am povestit asta. Deci fii atent, teză la română la doamna Mijea. Așa o chema pe profesoara de română din Urica. Doamna, eu nu zic cea mai rea. Doamna Mijea. Să rămână să trăiți, doamna Mijea. Să rămână, să-i dea Dumnezeu sănătate, cu iubire și respect.
Fiadă, și era cea mai... Mamă, intra doamna Mingea. Istoscel lapte praf din licenii. N-ai văzut. Puișor 10. Ce 10? Tot 10. Tot 10, da. Ce face aici, Nico? Opere de artă. Să știi că operele de artă nu sunt luate în considerare la nota pentru, pentru teză. Și a venit într-o zi, ne-a dat teze și a știa că eu sunt prost. Adică nu avea pretenții. Și am dat Florentinei hârtia și i-am zis... Frumos, să fie, ea știa. Fă-și tu un platoaș în teza de asta. De cuvinte. Ia cuvintele astea și amestecă-le tu, cum îți vine acolo. Un platoaș în teza asta. Și a început ea să scrie acolo și la un moment dat au venit notele și a spus, Florentina, că nu vreau să-i dau numele de familie, că poate nu vrea să-i... Dar poate nu mai are numele. Da, poate s-a măritat. Florentina, 10. 10. Cristea Adrian, eu, 9. Păi, stai, stai mă, n-ai luat de la ea, nu? Nu. Ea știa clar de la mine că nu, teza mea nu trebuie să fie mai bună de 8. Pentru că bate la ochi. Bă. M-am ridicat și am spus, doamna, am contestație de făcut ce? M-am ridicat la Florentina, pe cuvântul meu, și am zis, bă, tu nu-ți bagi joc de mine. Am luat 9, sunt prea deștept. Doamna, mai verificați odată, vă rog, eu sigur e o greșeală undeva. Eu n-am luat 9 în teză niciodată, ești nebun. A scris... De îmi venea mie să mă apuc să învăț, adică, bă, la 9... La cât ai muncit acolo, prost. Hai că mă apuc să învăț. Apropo de doamna Mișa, la un moment dat, în clasa 11-a, Chiuli, ăsta, nu Chiuli... Pleca, evad... Eram într-o mică excursie, nu mergeam pe la școală mai deloc, până la un moment dat, când am ajuns, am mai multe absențe decât ore existau. Wow. Și doamna mea dirigintă, de pe vremea aceea, doamna Adriana Fintoiu, îi spun numele că o iubesc și o respect, love, 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 m-a susținut de fiecare dată, l-a sunat pe tata și a zis, domnul Cristea, dar am o situație cu Adrian, dacă puteți să veniți până la școală. Da, a venit tata și a zis, știți, nu mai am unde să, adică profesorii nu mai au unde să-i treacă absențe. Au trecut la note, în catalog, la modul, la note da, îmi pune absențe. Păi treci, da. Și tata zice, nu-i problemă, rezolv eu cu el acasă. A venit, a rezolvat cu mine între patru ochi. Mai mult între doi, că eu aveam ochii închiși în timp ce el îmi vorbea. A fost o discuție în care el spunea și eu făceam au, 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 adică la probam. Înțelegi? Am Jessica înțeles atunci că... Aici a dezvoltat el da. Toată asta de mimă. Toată cureaua de la pantaloni nu este folositoare doar pentru pantaloni. Și de aici melodia au, au, au. Aici a plecat. Așa? Și a doua zi mi-a zis, mi-a zis ceva de mamă, ceva de, cred că, dar mama nu era pe acolo. Dar el tot zicea, adică o băgați și pe mama în discuție, i-am zis, bă, tată, dacă mama nu e aici, mi-a zis ceva de Hristos cu mama, cu nu știu, a luat-o cu religia la religia. Un moment dat, așa, și mi-a zis, dacă de mâine te pune măta, ăsta, maică ta, concurența lui Hristos, să mai lipsești la vreo oră, la ora 8, vreau să fii la școală. Da, tată, bine, printre lacrimi ce puteam să-i spun. Printre lacrimi și spun că eu plângeam de emoție cât de frumos îmi vorbea. Și cât de frumos să fie la școală. Asta, zi, mâine la 8. Și bineînțeles, ca a doua zi, neștiind, a plecat după mine la școală. Eu habar n-aveam. Și ajunge la liceu, ce să vezi, eu m-am oprit un pic în drum. Era o cârciumă pe stânga. Adică, cum aminte, mi-au zis colegii, unde te duci, bă, ești prost, te duci la română. Și am tras pe stânga și s-a dus tata la școală, a bătut la ușa, a deschis ușa și era doamna Mijan în clasă. Și a zis, zice, bună ziua, doamna profesor. Da, zice, eu sunt domnul Cristea, tatălui Adrian. Știți, Adrian a venit și doamna Mijan i-a spus, nu. Și el a spus, ok, o să vă rog să-i cereți dumneavoastră scuze că am ajuns eu înaintea lui la școală. Dacă se poate. Și după ne-am întâlnit pe culoarul școlii te-a și... Te-a făcut partea a doua din au, au. Și mi-a zis, de atunci aveam cu... De atunci s-a inventat și piesa două perechi de ochelari de soare, că printr-una se vedea bunătaia. De atunci două perechi de palme. Apropo de ochelari de soare, doamnă și doamnă, mergem la prietena și colega noastră, Florentina Opri, și doctor în nutriție și, nutriție și sport și realizator al emisiunii Sport, Dietă și o Vedetă. Este plecată undeva la căldură prin Bulgaria, așa că bună dimineața, Florentina! Ia uite-o! Ia uite-o! Cu sport, cu tot ce trebuie! Bună dimineața! Neața. Florentina, unde te afli? Mă aflu în Bulgaria, la nisipul Tedeu și e minunat, e soare și vreau să le spun celor de acasă că dacă au obiceiuri proaste, e timpul să și le schimbe. Și știți de ce? Pentru că atunci când îți începi dimineața cu câteva obiceiuri, ai o energie extraordinară. Iar unul dintre ele știi care e? Să faci câteva exerciții de mișcare. Uite, să te întinzi, să faci în așa fel încât corpul tău să-și revină după ce a stat 8 ore întins, să faci niște răsuciri, e foarte simplu, așa că schimbați-vă obiceiurile,
și faceți ca aceste mișcări să fie un obicei permanent, iar un alt obicei este să-ți faci, uite, un automasaj. Dacă faci în zona frunții, apoi în zona tâmplelor, în zona gâtului, pe zona de creșteri și în spate, un automasaj și faci din asta un obicei, o să-mi dați dreptate toți că mă veți simți mult mai revigorați. Iartă-mă, și mai dacă două... mai fac așa un minut, s-ar putea să adorm la birou. E. Hai, lasă. Fii atent! Toată lumea își începe dimineața cu cafea. Nu cafea, apă, porțișoară, un pic de lămâie. Mamă, dar s-a supărat cineva pe tine să bea? Și cafeaua. Este foarte important. Ai pierdut vreun pariu la cărți aseară acolo în Bulgaria? Că așa se întâmplă în excursii. Mai jucați cărți, ai pierdut un pariu dacă trebuie să bea aia dimineața. Nu e adevărat, vrea și tu să-mi dai dreptate că eu am. Asta te ajută într-adevăr, că dacă dai două pahare, dai afară tot ce ai mâncat în seară înainte. Accelerează metabolismul, am mâncat foarte bine și sănătos. Accelerează metabolismul și îți dă energie, pentru că tu, atunci când bei cafea, ai energie pe moment, dar după aceea îți cade. Și fii atent ce am aici, ia ghici. Ce, un broccoli, ce ai? Crișcă, măr, miere și un pic de scorțișoară. Și am pus de decor niște mentă. Auzi, am o întrebare. Dacă mănânc, asta dimineață și beau cinamâie cu scorțișoară și apă, după nu am nevoie de o toaletă aproape? Adică nu e pârtie! Păi asta e ideea, bravo! Bravo, da, dar eu mai am și emisiune, bravo! Păi lasă că te descurci tu cumva. Da, ideea avem toaletă aproape, în caz de ceva. Ideea este că trebuie să... menținute obiceiurile astea. Uite, am dat două obiceiuri de mișcare și două de alimentație. Hai să repetăm, vrei? Da, bineînțeles. Uite, George, treci la treabă, că de-aia ne-am vorbit cu Florentina. Stai așa, stai să ne întindem ușor, să vedem de unde, de la ce ne-am luat, în primul rând. Deci mâinile aici, așa și acum, una! Da, pleacă-mă cu dreapta, tot timpul ești pe stânga. Așa, faci și de râs la televizor. Una! Două, ia uite-mă că suntem sincron. Tăi, vezi că facem mai repede, ești nebun. Florentina, îți mulțumim mult de tot. Îți mulțumim pentru toate sfaturile. Vezi că faci jos. Bineînțeles că când te putem urmări? Când îți putem urmări emisiunea? Spune-le oamenilor. Mai este Sport, Dieta și o vedetă fiecare sâmbătă la ora 11:30 și duminica la 8, în reluare, firesc. Gata, weekendul îl petrecem cu tine. Mulțumim, Florentina. Distracție plăcută acolo în Bulgaria și îți mulțumim pentru energia ta de dimineață. Sâmbătă și duminică, Sport, Dietă și o vedetă. Fiți cu ochii pe Florentina Opriș. Iar noi, ca să-ți arăt ce înseamnă, bă băiatule, să ai energie de dimineață, te pui așa, fii atent, desfaci picioarele și când spune 1, 2, 3 și mai prins. No, 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 no. Viviana! Vai! Viviana, ia-ne de aici! Băieți, hai că v-ați agitat destul de bine astăzi. Să știți că puteți face mișcare și în aer liber. Pentru că astăzi avem parte de temperaturi ridicate. E posibil să ne plouă așa pe aici, pe acolo, dacă locuim în zonele montane, submontane. Dar hai să vedem ce se întâmplă cu vremea acum. În acest moment, în vestul teritoriului, în sud-vest, în centru, dar și în nord, se semnalează înorări, averse și descărcări electrice. În restul țării, cerul este mai mult senin. Vântul suflă slab până la moderat, iar temperaturile pornesc de la 7 grade în Miercurea Ciuc și ating 18 grade în Constanța. 17 grade se înregistrează în Craiova, 15 în Timișoara, iar în Iași, în acest moment, sunt 14 grade. Astăzi, vremea se mai încălzește, însă gradul de instabilitatea atmosferică este în creștere. Cerul va fi variabil cu înorări în zonele montane și submontane, așa cum vă ziceam, dar și în centrul și estul teritoriului. Acolo vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Ploile vor avea caracter torențial, se vor strânge cantități de apă de până la 20-25 de litri pe metru pătrat și vor fi posibile căderi de grindină. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări pe timpul ploilor. Temperaturile de astăzi pornesc de la 22 de grade în Miercurea Ciuc și ating 30-31 de grade în Giurgiu, 30 de grade și în capital, în vestul teritoriului până la 26-27 de grade, 28 de grade anunță meteorologii în Galați, dar și în Tulcea.
Așa cum vă ziceam, în capitală astăzi e foarte bine din punct de vedere termic, însă va fi o vreme instabilă, mai ales după amiaza și seara. Vor fi posibile averse însoțite de descărcări electrice, dar nu uitați, maxima ajunge până la 30 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile despre vreme. Vreau să văd acum ce fac băieții mei, de ce s-au pus pe jos.